Echipa de rugby 15 renaște la Iași. CS Politehnica Iași este pregătită să înscrie echipa mare în campionat. S-a primit ok-ul în ceea ce privește finanțarea și toate pregătirile au intrat în linie dreaptă. Echipa de rugby 15, așa cum știi, este pe cale să se nască, mă rog, cu forceps, cu cezariană, cu, nu mai știu să vă spun, dar sunt optimist, am fost și până acum, tu știi foarte bine, dar sunt sigur că o vom porni. Luni sau marți urmează să semneze Clubul Politehnica cu primăria contractul de finanțare. A doua zi începem să facem contractele cu jucătorii, urmează legitimările, urmează vizitele medicale, urmează toată hârțogăraia asta care trebuie făcută, că altfel nu se poate, și presupun că undeva la sfârșitul acestei luni vom avea primul meci, probabil la Năvodari. Pentru această echipă mai este însă nevoie de ceva întăriri. Întăriri mi-ar trebui pentru preconizata echipă de rugby în 15. Cu siguranță acolo o să avem nevoie de întăriri, în primul rând pe compartimentul înaintare. Până când se va înscrie în campionat echipa de rugby 15, cei de la rugby 7 masculin continuă să facă furori în campionatul național, acolo unde ocupă locul 3 la generale după cel de-al doilea turneu care a avut loc weekendul trecut pe stadionul Tepro din Tătăraș.